Weekendul viitor se anunță unul încărcat pentru handbaliștii Clubului Școlar Sportiv din Megidia. Atât fetele cât și băieții vor participa la mai multe competiții sportive, de unde speră să se întoarcă învingători. Weekendul handbalistic va debuta vineri când junioarele 2 de la CSS Megidia vor juca în deplasare cu sportivele de la HC Buzău. O altă competiție la care vor participa sportivii megidieni este campionatul județean de mini-handbal, care se va desfășura la Cumpăna. Iar duminică toți iubitorii sportului sunt așteptați la sala sporturilor Iftimiei Lisei din Megidia pentru a susține echipa de juniori 1 masculin. Aceștia vor întâlni formația CSS Galați. Vom începe foarte devreme, de vineri ne vom deplasa la Buzău, juniorele 2 vor juca în compania echipei HC Buzău, după care în weekend și sâmbătă și duminică vom juca în deplasare la Cumpăna, campionatul județean de mini-handbal, atât la fete cât și la băieți, iar duminică în sala sporturilor Iftimiei Lisei la ora 16 vor juca juniori 1 masculin în compania echipei CSS Galați. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la echipe? Noi ne dorim întotdeauna să avem rezultate bune cu toate echipele. Acum vom vedea ce se va întâmpla. Noi ne dorim să scoatem rezultate bune, ne dorim să ieșim în față cu activitățile sportive din municipiul Megidia. În acest moment, juniorii 1 ai CSS Megidia se află pe locul 3 în clasament cu 37 de puncte, iar echipa de junioare 1 tot pe locul 3 cu 25 de puncte.